În urma scandalului privind azilele groazei, la ordinul miniștrilor de resort au început verificările și în teritoriu. În județul Hunedoara vor fi cercetate amănunțit condițiile de care beneficiază bătrânii, persoanele cu dizabilități și copiii din 56 de centre specializate în acordarea serviciilor de îngrijire, tratare și cazare a beneficiarilor. Verificările au început de vineri și deja două zile, unul din Deva și altul din Cristuri, au fost amendate pentru diverse nereguli, a declarat pentru Hunedoara 1 TV prefectul județului Călin Marian. Sunt probleme în județul Hunedoara? Vom vedea dacă sunt probleme în urma controlului care l-am demarat cu mai multe instituții și aici este vorba despre 7 instituții care sunt constituite în urma ordinului ministrului de interne, control care a demarat de vineri și până vineri săptămâna aceasta, cele 7 instituții sunt constituite în 5 comisii, fiecare comisie are reprezentant din partea ISU, Poliție, AJPIS, Direcția Sanitară Veterinară, Direcția Sanitară, Protecția Consumatorului, ITM-ul și vom controla toate cele 56 de centre pentru adulți, centre pentru persoane cu dizabilități și centre pentru copii din județul Hunedoara. În fiecare zi, fiecare instituție va raporta instituției prefectului care este coordonatorul acțiunii, iar instituția prefectului urmând să facă un raport centralizat care va merge zilnic către guvernul României. Ați primit până acum vreun raport de la vreo instituție? Da, avem două rapoarte, urmează să vedem în urma controlului de tine și urmează să vedem începând de astăzi. Două rapoarte negative și la în ce localități? Am făcut un control la un stabiliment din Deva și unul de la Cristur. Și sunt nereguli? Și amenzi și vom face un raport final la sfârșitul acțiunii care va fi vizit. În urmă cu un an, în urma unui alt control desfășurat la nivel național, prefectul județului a sesizat parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara despre situația de la locația din Deva. Rezultatele nu au fost făcute publice.